să credeți sau nu, dar suntem în fond forestier național, proprietate privată. Aici s-au retrocedat pădurile la legea 18 și legea 1 țăranilor. Aici n-a tăiat nici Vaihovăr, nici Hoții de la Romsilva, aici țăranii și-au tăiat pădurile. Istoria acestor, chiar pot să le spun și eu, domnișeri, a început cu legile fondului funciar. După ce s-au predat pădurile la legea 18, nu știu de ce, dar s-a pornit o ură parcă viscerală împotriva pădurii. Toată lumea își tăia pădurea, deci toate satele de aici din împrejurim își tăia pădurile. Unii le-au tăiat că aveau nevoie de un venit imediat, alții și le-au tăiat de frică ca să nu îi le fure alții, pentru că am avut cazuri grave de tot aici în zona, inclusiv au fost împușcați oameni. Am avut un silvicultor, Victor Chiriță, unul dintre cei mai buni silvicultori ai Ocului la timpul respectiv, care a fost ucis aici, în comuna vecină, a fost tăiat cu toporul în bucăți. Deci silvicultorii au dus-o foarte, foarte greu din punct de vedere al pazei pădurilor. Și tot n-am reușit să facem nimic cu aceste suprafețe retrocedate. Deci, după cunoașterea mea, cred că de la Calafat și până la Rast, cât ține lanțul ăsta, zic că sunt peste 1000 de hectare în această situație. Pădure de ce a fost aici înainte? Aici a fost pădure de salcâm, pentru că salcâmul a vindecat aceste răni ale pământului, cum le numea Drăcea. Dar iacătă că s-au refăcut, noi oamenii am făcut treaba asta. Deci problema aici vine undeva de la începutul anilor 90, exact. Vine din acel haos instituțional și lipsă de autoritate a statului. Pădurile au fost și furate, proprietari care și le-au tăiat de frica hoților, sărăcie, problemă socială, dar și modul în care s-a făcut punerea în posesie. Deci aici pădurea este foarte fărămițată, fără cadastru. Exact. Și din cauza asta nu prea sunt soluții nici astăzi. Nu există nici astăzi. Singura, adică cum văd eu această remediere a acestui fond forestier, numai o hotărâre de guvern să treacă de urgență pe hărțile de la 1 ianuarie 1990, să treacă într-o administrație, ori al lui Romsilva, ori a ocoalelor silvice private, pentru a se putea face ceva. Altfel este... Deci problema cea mai mare aici este că punerea în posesie s-a făcut extrem de fărâmițat, deci avem proprietăți medii de 10, 20, 30 de ani. Exact, da. Nu există cadastru, nu se pot identifica proprietarii. Majoritatea proprietarilor au murit. Nu se pot face succesiunile și atunci nu se pot face nici măcar asocieri ale proprietarului, exact, ca să faci un proiect pe o asociație. Deci pur și simplu este un quasi blocaj aproape total, da, din care nu s-a găsit soluție de peste 20 de ani de zile. Deci eu așa o văd, singurul remediu este o hotărâre de guvern care să fie preluate în administrarea acestei proprietăți, da? Nu am nimic împotriva ocoalelor silvice private de regim, deci ori ocoale private, ori ocoale Romsilva, să preia aceste suprafețe și să putem accesa niște fonduri, dacă în acest PNRR vom avea fonduri pentru refacerea acestor suprafețe din Fondul Forestier Național. Deci aici, să nu credeți că pădurea a dispărut dintr-o dată. Aici pădurea a fost tăiată de cel puțin 3 ori în cei 30 de ani. A fost tăiată, s-au scos cioatele în multe rânduri, un pășunat abuziv și fără control, și priviți ce s-a ales. Deci s-a distrus, aici era trupul de pădure barbalbă, era o pădure de o frumusețe rară.